ce faceți? Ați venit să vă uitați la Mami Mici 2? Mulțumim, da, abia aștept să văd, pentru că am văzut prima parte și cred că a doua parte întotdeauna e mai bună, nu? Chiar o sunt curioasă, aveți timp, știi că în general când aveți copii e mai greu să-ți mai faci timp să ieși și doar tu cu partenerul. Voi aveți timp de ieșirile astea sau în seara asta chiar e scapadă? Oricum ne vedem și suntem în continuu împreună, pentru că atunci când merg la evenimente și la filmări și peste tot sunt cu soțul meu. Că mai mergem la un film, da, avem timp, pentru că noi ne organizăm programul în așa fel să avem timp și pentru noi. Iar Matias se poate plimba și cu noi, pentru că e destul de mare acum, e un copil foarte cuminte și ne distrează foarte mult. Bine, el și înțelege acum. Dacă îi spunem tati, avem o treabă, sau mami îi spune avem o treabă și este pentru oameni mari, înțelege și stă cu bun. Adică nu ne facem probleme. Asta e, păcând vă face probleme, sunteți liniștiți din punctul ăsta de vedere. În perioada asta ce faceți, nu știu, aveți vreo dorință, vreun plan, ceva să puneți în aplicare? Dorințe avem multe pe care vrem să le împlinim, dar prin muncă. Mulțumim Bunului Dumnezeu, este totul foarte bine. Decurg și merg lucrurile foarte bine așa cum ne dorim. Și vrem să muncim, atât tot. Vrem să facem, să fim sănătoși, să fim alături de copilul nostru, să ne iubim, să ne respectăm. Și cam atât, cred că este cel mai important lucru. Și cum e vorba aia, după muncă și răsplată. Corect, normal. Chiar mă bucur să vă văd împreună și zâmbitor și aveți un vibe foarte mișto, deși contrar cu vremea de afară. Păi da, toată lumea e plouată, cum să-l spune. Da. Nu trebuie să lăsăm ploaia să ne plouă. Corect. Și mai sunt și zvonurile, care o perioadă sunteți bine, după aia apar nu știu ce știri, că v-ați certat, că poate divorțați. Nu, deci tocmai asta vorbeam mai devreme. Nu s-a certat nimeni cu nimeni. Dacă există relație perfectă, arătați-mi. Și vă spun eu că acolo nu există iubire. Dar într-o relație care există iubire, mai sunt și certuri. Și cea mai frumoasă e dulce împăcare. Și cea mai dulce împăcare este. Cum faceți să păstrați totuși vie flacăra asta dintre voi? Să faceți să nu se rupă relația frumoasă pe care o aveți și alții, în schimb, nu reușesc cu ei? Spun eu, comunicăm foarte mult, ne respectăm, suntem unul lângă celălalt. Și cred că asta e cel mai important. Asta e, comunicarea e cheia, din punctul meu de vedere. Ușor, ușor se apropie și sărbătorile, artiștii mai ales, își fac planuri dinainte, că au și cântări, au evenimente. Voi cum petreceți anul acesta, Crăciunul, Revelion? Crăciunul, poate din păcate sau din fericire, Matias va fi fără noi acasă, pentru că noi va trebui să plecăm la cântare, eu, la eveniment. Revelionul cred că îl vom face acasă în familie cu tatăl meu și cu toată familia noastră. Din păcate, cam asta este. Asta e viața. Dar când mă voi întoarce, am spus că vom face o petrecere frumoasă de Crăciun alături de familia noastră, să recuperăm. Matias va rămâne cu bunica lui și cu toată familia, pentru că avem familie mare. Da, și e frumos că sunteți uniți mereu și oricâte evenimente ați avea și ar interveni, rămâneți împreună cu familia. Întotdeauna. Cred că e cel mai frumos lucru să ne apreciem persoanele de lângă noi, să le respectăm, fie bune, fie rele, sunt ai noștri. Tatăl tău e bine, că avea acele probleme de sănătate, la un moment dat a fost mai ok, acum cum e? Este foarte bine și a fost întotdeauna bine. Un om care va munci și muncește extraordinar de mult, există posibilitatea să obosească la un moment dat. Dar asta nu înseamnă că va doborâ ceva, nu. Singurul lui dușman care ar putea să-l doboare pe el este el. Dar nu va lăsa nici chestia asta să-l doboare. Pentru că eu știu sigur că am un tată puternic. Știu și simt asta pentru că sunt aleși, știu și simt. Dacă ies acum. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc și vă pup și vă iubesc. Ce faceți, frumoșilor? Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Eu îi însoțesc pe actorii din Miami Beach. Deci apară... Eu nu joc, ei joacă, deci cu ei ai treabă. Stai că i-am deraiat găurica soțului și nu aș vrea să se vadă ceva ce nu vreau să văd decât eu. Corect. Cum o să vă vedem în seara asta în film? Ce părere o să avem la final? Păi speră foarte bună, că noi ne-am străduit foarte mult.
Deci o să aveți foarte multe surprize și... O să se râdă mult, vă zic eu sigur, da? A fost roluri dificile? Foarte dificil pentru primul rol, chiar m-am așteptat să fie mult mai ușor. De fiecare dată când te uiți la un film, zici, e ușor de făcut ce a zis, cum s-a comportat, mai puțin cum a sărit de pe un bloc, dar, sincer, e foarte greu, nu te aștepți, foarte multă muncă, multe ore, 12-15 ore de muncă pe zi, deci fiecare zi, care a doua zi nu mai poți, nu mai vrei, dar într-un final te-a ieșit foarte frumos. Ai avut emoții pentru Joseph, pentru primul lui rol? Normal, îți dai seama. Mi-am dat seama că e mai greu ca la noi la videoclipuri, știi? Și noi filmăm câte 12 ore, dar puțin în alte condiții. Mai ok, poți să mai ai o pauză. Când filmezi un film, lucrurile se complică mult, timpul nu așteaptă, lumina se duce, acțiunea care se petrece acolo depinde de 100 de factori. Și atunci... Spre de exemplu, ne-am lovit de o tornadă, era să stric rolsul. Era bugetul mai mare pe de film, numai de 2,2 milioane, da? Mai să mai adăugăm încă un milion. Dacă te strica rolsul proprietar, îți dai seama, Codin, trebuie să mai găsești o spăză. Stați că avem aici și șoferul rolsului. Domnul Gerald, deci ca să înțelegeți, aici îl avem pe Aquaman, evident, dar rolul negativ în acest film. Ea este în film soția... marelui actor Dani Trejo. Dani Trejo și șoferul Rolls-ului, care de fapt e proprietar Rolls-ului, Gerald, care e de fapt soțul actriței Ana de la Vegas. Deci aici lucrurile se întâmplă în familie, după cum bine vedeți. Și eu mă bucur că am putut să-i însoțesc, deși n-am participat, dar am fost și eu acolo să știi că n-am scăpat nicio secvență fără să o imortalizez, așa că domnul Hesu, regizorul, se poate baza pe mine, orice cadru îi lipsește, la meu. Dacă i-a scăpat ceva, nu-i problemă, nu-i terminat. Văd că aveți deja... O să fie foarte scump, vă spun, dacă aveți nevoie de ceva, dar o să merite. Merită. E un ajutor pe care te bazez, cel puțin pentru mine a fost cel mai mare ajutor care l-am avut în film și vreau să-ți mulțumesc. Uite, mă simt deja ca la Oscar. Mulțumesc, mulțumesc! Văd că deja aveți și fanii, uite, fetița ta e îmbrăcată direct cu logo-ul, vă susțineți. Ei au venit tocmai din Las Vegas, au venit și cu fetița lor, e prezentă aici, care este prietenă cu Evelyn. Și atunci Evelyn a furat, cu ghilimelele de rigoare, tricoul de la tati cu Miami Beach, din LA. A zis că ea vrea să poarte tricoul în această seară, așa că au venit să ne susțină aici, avem adevărați susținători ai filmului. Și în perioada asta, în afară de acest film, ce alte surprize sau dorințe, la ce lucrați mai exact? Avem multe proiecte, dar nu putem să vi le spunem acum, dar promitem că o să vă anunțăm atunci când trebuie, pentru că pregătim ceva foarte tare la anul. Soțul poate să spună că are deja un rol în următorul film, dar vă dă el detaliile, da? Deja? Da, noul film va fi Cursa, tot cu Codin. Regizat de Angel, va fi despre mașini, un fel de Fast and Furious de România. Și am obținut încă un rol, dar încă un rol negativ. Dar de ce de bun negativ, dar mașina cea mai tare, care efectiv o să vă... N-ai voie să spui, asta e secret. Nu spunem, el are mașina cea mai tare, o să vă sparg în film. Dar de ce ești tu bad guy? Așa ești în viața reală sau? Așa arată, nu-l vezi? Nu, e doar un look. Nu, el este foarte bun în viața reală, dar nu-l vezi cum arată, așa, te aștept să plece cu tot cu uși când intră undeva. Ca atare îți dai seama că toți îl văd în rolul ăsta de tipul ăla tough guy, care rupe tot în calea lui. Vorbim eu cu el în termenii ăștia, vorbim doar după 12 noapte, oricum nu putem să spunem pe post. Dar bine, tu ești obișnuită cu scena, dar acum uite, dacă el va avea din ce în ce mai multe roluri, asta înseamnă din ce în ce mai multe fane. Cum vei gestiona situația? Ești geloasă de obicei? Ia, te face semne. Nu, eu nu sunt geloasă de fel, deloc. Deloc. Uite, și prietenii noștri, dar oare de ce râdeți? Nu, dar eu consider că atunci când oamenii se iubesc, sunt geloși. N-ai cum să nu fii gelos dacă iubești un om, adică... Bine, să ai și motive întemeiate, nu să fii gelos stupid. Însă, dacă are din ce în ce mai multe fane, este în regulă, pot doar să le anunți.
că n-au nicio șansă să-l contacteze cumva. Toate parolele lui sunt la mine, deci fetelor, dacă îi scrieți, eu voi citi mesajele. Nu încercați să-l abordați, că n-aveți nicio șansă. Deci acum am spulberat, îți dai seama, orice variantă de a fi abordat soțul meu. Dar și parolele mele sunt la el. Adică noi nu avem secrete, ca să înțelegi. Noi suntem o familie, nu avem lucruri să ne ascundem, suntem foarte deschiși, spunem mereu adevărul și atunci nu avem nimic de ascuns. Ca atare nu-mi fac griji, pentru că și eu am foarte mulți fani și am, dai seama, poți să pui întrebarea și viceversa. Atunci și soțul meu ar trebui să stea îngrijorat că de 20 de ani eu sunt în această industrie și am foarte mulți fani. Noi numai pe rețelele de socializare adunat sunt 4 milioane, deci... Așa e. Și ești foarte sexy. Tu, Joseph, cum reacționezi? Sunt foarte sigur pe mine, nu-mi fac nicio griji. Este... Și pe mine, adică ești sigur și pe tine, dar suntem și pe mine. Foarte sigur pe noi, cu alte cuvinte. Ne iubim foarte mult și avem încredere totală unul în altul. Și cred că asta e cel mai important, da. Mulțumesc din suflet și acum pe final să-mi ziceți dacă mai aveți răbdare până la nunta de la anul. Păi n-avem de ales. Momentan să știi că suntem obligați și ne pregătim de sărbători, că acum vine Crăciun într-o secundă. Ce faceți în sărbători, v-ați gândit? Cu familia și evident niște concerte de care... Momentan doar muncă. Nu pot să mă lipsesc. Nu pot, dacă nu sunt acolo cu lumea, am nu mă simt bine. Am fost prea mult în vacanță să ne susțin, acum trebuie să muncească și... Mulțumesc mult și abia așteptăm să vedem film. Mulțumim! Mulțumim. Ne-am întâlnit și cu Johnny Romano. Ce faci? O plăcere să vă văd. Bine, uite, am primit o invitație de la un tovarăș de-al meu și am zis să vin să mă și la film. E partea a doua, partea a întâi, ai văzut-o? Da, normal. Și am înțeles că o să fie tot așa, comedie maximă, Caterin, că ești pregătit să râzi mult? Nu m-am uitat nici la trailer, nici nu știu despre ce e vorba, dar aștept să văd filmul, mă bucur. Uite, de exemplu, orice film românesc care iese și care chiar e frumos, chiar văd că s-a investit în producție, mi se pare minunat. Mi se pare extraordinar. Mai am văzut ăla cu Capra cu Trăiesc, mi s-a părut ceva fantastic. Ce faci? Dacă pare așa puțin anxios, n-am ieșit în oraș o grămadă timp. Cum să nu ieși? Păi n-ai evenimente, n-ai... Am, dar așa, real pe un oraș ca eu și n-am mai dat un interviu, cred că, de luni de zile. E veșnuit cu succesul ăsta, cu faima pe care o ai? Da, am insistat să nu schimb chiar atât de multe lucruri despre mine. Prietenii mei dinainte sunt tot prietenii mei de acum. Am reușit să fac și într-un final în studio și timpul meu îl petrec foarte mult acolo. Am cântări, Doamne ajută, chiar sunt cântări. Și atât, încerc să nu mă schimb prea mult, să mi-o prea așa altceva, da. Perioada asta așa... Pregătești ceva, nu știu, ai în plan ceva, vrei să-ți iasă până la finalul anului? Lucrez la un album și cred că mai am două piese și am terminat. Wow, e mișto și să știi că rar au curaj artiștii așa, așteaptă să treacă mult mai mulți ani, să aibă multă experiență, dar tu mereu ai fost așa, te-ai cu capul înainte și a fost de bine pentru că ai avut succes. Eu sunt puțin cu capul înainte, dar am o grămadă de mii de ore de repetiții. Acum am văzut să-mi fac eu singur vocile, să mixez asta, care n-are legătură cu mine. Dar mie îmi place mult, eu sunt... De când eram copil mă antrenez. Se vede că muzica e chiar viața. Puțin baliu, nu ai dreptate, dar sunt și puțin baliu. Câteodată mă duc așa, hai că văd eu, mă descurc eu. Stă bine așa cu hasul tău. Să știi că chiar mă uit așa și pe rețelele socializare, toată lumea te apreciază pentru voce, dar și pentru felul tău de a fi. Să rămână mult de suflet, da. De vin sărbătorile ușor, ai vreun plan, de obicei complet. Cum petreci? Nu cred că o să petrec chiar așa mult decembrie, că e de treabă. Dacă aș avea o zi, atâta mi-ajunge. Dacă aș avea o zi să stau acasă, să mă prostesc în casă, să mă joc și eu cu copii, am nepoți acum doi, nu mai am unul singur. Dacă apuc și să petrec o zi acasă cum trebuie, relaxat, fără telefoane, fără nimic, e minunat, e super. Pentru anul viitor, ce dorință ai? Așa, un scop, ceva ce să realizezi? Păi pentru anul viitor, în primul rând, m-am apucat să fac sport serios și vreau să, până vine vara, vreau să fiu și eu mai talent pic. Păi, pătrățele de astea? Nu pătrățele neapărat, dar cât să așeze o haină mai bine pe mine. Vreau să pregătesc un concert frumos, mă chinui să-mi iau aparatura care îmi trebuie ca să fie sau nu cum trebuie, lucrez și la visuals, vreau să reușesc să scot măcar undeva la sfârșitul verii un concert marfă. Și să mai învăț cu producția, să mai învăț partea asta de producție, să reușesc să pot să fac mai multe lucruri.
E vreun artist cu care vrei neapărat să colaborezi? Pentru că cele mai multe colaborări le-ai avut cu Connector și mentorul tău. E cineva cu care vrei să faci așa o piesă? Nu știu dacă neapărat, că n-aș insista, adică nu aș... Dacă chiar ar fi fost neapărat, cred că reușeam cumva. Dar mi-ar plăcea, cu adevărat, mi-ar plăcea să fac o piesă cu Chila. Am una cu Rava, care trebuie să iasă marfă rău. Dar mi-ar plăcea să fac una cu Rava, cu Chilafonic. Am mare respect pentru Chilafonic, el ascult de când a apărut real. Da, ai avut acum de curând cu Delia o colaborare. Cum ți-a părut Delia? Foarte, foarte copil în continuare, foarte copil, dar nu în sensul rău, în sensul care are viață în ea ca om. Nu pare ca și cum s-a săturat sau are ajuns la o saturație. Și un om bun, așa, dulce, plăcut. Chiar un om foarte ok, surprinzător. Mersi mult de tot, abia așteptăm să intrăm și noi să vedem filmul și așteptăm și proiectele tale, să vedem cu cine mai surprinzi. Să rămânăm simple, poate reușesc să fac un jingle de sărbători acum ceva, încerc. Bună, Ana, ne întâlnim din nou la premiera unui film. Aștept să râzi în seara asta, presupun, pentru că am înțeles că va fi multă comedie. Așa este, toate filmele lui Codin sunt superbe. Am venit să-l susțin, îmi e tare drag. Îl aștept la premiera noastră pe 9 februarie, Complotul Bonelor. Sper să vă distrați la fel de bine. Așa este, cum ți se pare să fii actriță, să joci așa un rol important? Cum a fost experiența asta pentru tine? Foarte frumoasă. Și am avut lângă mine oameni minunați și prieteni dragi. Astăzi sunt alături de Adrian Pescariu. Foarte curios să-l vedem pe Codin. Și cam atât. Nu mă așteptam să-mi placă atât de tare. Și aștept cu nerăbdare celălalt proiect, cel care va urma. Și noi la fel, trebuie să ne spui, Ana, de fiecare dată când îți luăm interviu, când ne întâlnim cu tine, arăți țiplă. Care este secretul tău? Spune-ne! Liniștea. Liniștea și viața frumoasă și lucrurile frumoase pe care le fac. Nu știu, podcastul care este gata și de care sunt foarte mândră, vineri la ora 6 pe pagina mea de YouTube, Ciprian Marica. Fac multe lucruri frumoase care îmi plac. Uite că mi-ai spus acum din un nume din lumea sportului. Aseară a avut loc pentru noi un eveniment foarte frumos. România s-a calificat la Euro 2024. Te așteptai? Cum ai primit vești? N-am avut nicio clipă emoții. Eu cred foarte mult în echipa națională, foarte mult în Edi Iordănescu și a fost o chestie normală. Niciodată nu m-am gândit că nu o să ne calificăm. De ce crezi că a durat din 2008 până acum? Nu am reușit să trecem la această etapă. Și lipsă, să spunem, de noroc și antrenorul care nu a fost potrivit, poate și selecția de multe ori. Sunt mulți factori. Ai un sfat pentru jucători pentru următoarea etapă? Le dă Edi Iordănescu cele mai bune sfaturi. Eu îi iubesc tare mult și sunt tare mândră de ei. Și îmi pare bine că au dat așa, peste nas tuturor. Mulțumesc mult! Vreau să mai îmi spui, în curând urmează ziua ta, la început de decembrie. Deja ți-ai pus așa în plan cum să sărbătorești, pentru că mereu tu faci lucruri frumoase. Încă nu știu. Nu știu dacă rămân în România. Să plecăm de sărbători în America cu o gașcă foarte frumoasă de prieteni și copiii mei. Să vedem dacă plecăm înainte de ziua mea sau după. Mulțumesc din suflet!